Președintele PDM, Pavel Filip, ezită să spună pentru cine își va da votul în turul 2 ale alegerilor prezidențiale, totuși a menționat că s-a decis deja. Voi vota conform valorilor pe care le împărtășesc, a declarat Pavel Filip în cadrul unei misiuni. A refuzat să spună însă despre ce valori este vorba menționând. Există un singur lucru important pentru Republica Moldova, bunăstarea cetățenilor. Până la bunăstare este un lanț logic destul de mare. De aceea trebuie să urmăm toate aceste acțiuni. Menționăm că PDM a anunțat că nu va susține niciun candidat în turul 2 al alegerilor prezidențiale, la fel ca în primul tur. Pe 15 noiembrie 2020 are loc cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale. Cetățenii au de ales între candidata Partidului Acțiunii și Solidaritate Maia Sandu și candidatul independent susținut de PSRM Igor Dodon.